S-a strigat, ăsta e începutul. S-a strigat, și mâine să venim. Apoi au apărut pompierii. Trebuie să spun că la încercările miliției de a dispersa mulțimea, manifestanții n-au fost întotdeauna mioritici și cred că nici nu trebuiau să fie mioritici. Asta înseamnă pașnici, adică că da, răspundeau cu... Deci, marea parte a manifestanților, chiar între manifestanții, le era frică, dar dacă existau câțiva care să opună rezistența, asta le dădea curaj. Și cred că principalul lucru în 16 decembrie era ca oamenii să-și înfrângă teama. După un timp, grupul de manifestanți a fost împins, împărțit în două, o parte peste podul de la Maria către centru, altă parte pe Staiul Tudor Vladimirescu. Eu am fost în partea împinsă către centru, acolo rămăseseră cam 100 de persoane, maxim 100, și am început să merg din om în om să le spun că a doua zi, la ora 5, să ne întâlnim în Piața Maria din nou. Am plecat din grupul acela, m-am dus și la, printr-un ocol, și în grupul care era pe Staiul Tudor Vladimirescu, apoi am mers prin oraș, pe oricine întâlneam pe drum, spuneam, mâine la 5 după masă, întâlnire în Maria. Am ajuns și la gară. După ce am ieșit din gară, văd doi milițieni fugind după mine. Fug și eu și până la urmă sunt prins.